Primăria Comunei Godeanu va organiza pe data de 22 mai un eveniment cultural inedit, o lansare de carte. În localitate va avea loc prezentarea publică a volumului Comuna Godeanu Mehedinți, însemnări monografice, oameni, locuri, povestiri, cea mai recentă carte a cercetătorilor mehedințeni Nicolae Băbălău și Gheorghe Gherghinescu, cunoscuți pentru atenția pe care o acordă studierii trecutului cultural al zonei. Primarul Comunei Godeanu, Gheorghe Sabin, a pus întotdeauna accent pe bunăstarea cetățenilor și s-a implicat în toate activitățile care aduc plus valoare comunității pe care o conduce. Astfel, pe data de 22 mai, aceasta invită pe toți mehedințenii la un eveniment editorial important, lansarea lucrării Comuna Godeanu Mehedinți, însemnări monografice, oameni, locuri, povestiri. Primăria Comunei Godeanu are onoarea să vă invite la prezentarea cărții Comuna Godeanu Mehedinți, Însemnări monografice, oameni, locuri, povestiri, de Nicolae Băbălău și Gheorghe Gherghinescu. Evenimentul va avea loc duminică, 22 mai, orele 12, la Biserica din satul Păunești, Comuna Godeanu. Festivitatea va avea loc la Biserica din satul Păunești, unde va avea loc și slujba de sfințire a acesteia, care va fi condusă de preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Dragi cetățeni ai Comunei Godeanu, iubiți credincioși, duminică 22 mai, începând cu ora 8, avem bucuria de a vă invita la slujba de sfințire a bisericii din satul Păunești, Comuna Godeanu. Slujba va fi oficiată de către preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi. Vă așteptăm cu drag! Monografia Comunei Godeanu este una non-conformistă, adică nesupusă tiparelor rigide ale acestui gen, cu multe date, cifre, comparații despre evoluția localității de-a lungul timpului. La eveniment vor fi prezenți invitați de seamă. Așadar, Cartea Comunei Godeanu este o lucrare complexă, îndelung așteptată atât de specialiști, de locuitorii comunei, cât și de cei care îndrăgesc această localitate și vor să-i cunoască istoria.